A doua ediție a zilelor pneumologiei ieșene va avea loc în perioada 5-6 octombrie la iași, cele două zile de conferință și dezbateri vor avea la bază o campanie de conștientizare a rolului spitalului de pneumoftiziologie, și cât este de necesară o nouă construcție în care să se desfășoare activitatea spitalicească. Miercuri, 5 octombrie, în intervalul orar 9-12, va avea loc o sesiune dedicată managementului spitalicesc la care vor participa oficialități locale și naționale. Pe 6 octombrie, medicul și cefal Upus Mordiaș, profesor doctor Diana Cimpoeșu, va avea o prezentare intitulată Nu pot respira, intervenția de urgență de acasă până în terapie intensivă. În cadrul celor două zile de conferință și dezbateri vor participa lectori și speakeri din importante centre universitare și spitalicești care să contribuie la consolidarea unui mesaj clar, puternic și academic în susținerea sistemului sanitar din cadrul Spitalului de Pneumologie Iași.